Câte firme din zona Făgărașului au pus lacătul pe poartă în ultimele luni? Mulți făgărășeni s-au întrebat acest lucru când au bătut la uși căutând niște servicii și aflând cu stupoare că acele uși s-au închis și că va trebui să caute alte servicii în altă parte. Însă, surprinzător sau nu, potrivit reprezentanților Camerei de Comerț Făgăraș, firmele se pare că doar și-au întrerupt temporar activitatea, deoarece nu au fost foarte multe cereri de suspendare definitivă a activității. În schimb, au fost mult mai multe cereri de înființare a unor firme noi. Din punctul nostru de vedere, sau și al meu personal, pot să vă spun că sunt plăcut surprins de faptul că în această lună s-au înființat foarte multe firme față de alte perioade ale acestui an. Sunt plăcut surprins, am impresia că toți făgărășenii care s-au întors din Uniunea Europeană au venit înapoi acasă și și-au făcut câte o firmă. Este un fapt îmbucurător vis-a-vis și de faptul că pot să vă spun că numărul firmelor care s-au oprit, să zicem, sau s-au radiat, este mult mai mic decât în alte perioade ale anului acesta. Deci, din punctul de vedere al înmatriculărilor și al firmelor, în Făgăraș, în zona țara Făgărașului, pot să zic că este înspre bine. În această perioadă, tinerii care doresc să înceapă o afacere la țară o pot face cu fonduri europene. În momentul de față este deschis în o linie în MADR, deci pentru agricultură, instalarea tinerilor fermieri și aici pot să vă spun că am avut câteva solicitări chiar interesante pentru mine. Oamenii tineri, în general, văd că vor să-și facă firme care să activeze și în agricultură. Celelalte, promisiunile făcute de guvern, programele de relansare a economiei, încă nu sunt funcționale. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce o să se întâmple. Cererile se pot depune până în 15 octombrie 2020. Suma alocată pentru toate proiectele este de 42 de milioane de euro, din care 20 de milioane este destinată tinerilor din diaspora care vor să se întoarcă în țară.